Într-un fel, da, cu prelungirea care am făcut-o până luni, este cel mai lung și e lung și pentru faptul că echipa nu a venit acasă, așa am hotărât de la început, antrenorul a hotărât de fapt de bun acord cu jucătorii ca să rămână acolo o lună, nu știam că se va prelungi și li s-a dat 3 zile libere în Antalya. Jucătorii au avut atunci libertatea să facă ceea ce vor. Unii au plecat la Istanbul, alții au rămas în Antalya, alții au venit la Cluj, alții au plecat în Portugalia. A fost libera lor alegere. A fost un cantonament bun, un cantonament greu. S-a făcut o pregătire fizică foarte bună în prima parte și s-a văzut în meciurile care le-am disputat în partea a doua că pregătirea este foarte bună, că am făcut fizic față foarte bine în toate meciurile și am fost peste adversarii noștri, mai ales în repriza a doua, la toate meciurile. Sigur că în partea a doua am câștigat toate partidele pe care le-am disputat și cred că echipa este pe un trend pozitiv, este consistentă, joacă tot mai bine și eu zic că suntem pregătiți să începem campionatul și dacă începea la timp, eram pregătiți la prima etapă, conform planificării inițiale. Sunteți mulțumiți de transferul lui Renan? Da, sigur, pe Renan l-am transferat pentru că a fost o ofertă foarte bună și să iei 1 milion de euro pe transferul de jucător, pe împrumutul unui jucător pe 4 luni, este o sumă care este de nivel european și sigur, dacă se cumpără, mai vin 3.200.000 și probabil că se va cumpăra pentru că oficialii de la Sampdoria ne-au dat după fiecare meci la Renan mesaje și erau încântați de prestația lui în teren și au și câștigat partidele de când a intrat Renan. Un jucător foarte bun care nouă ne lipsește, dar din motive sigure economice a trebuit să-l vindem. Când ai o asemenea ofertă, nu prea ai voie să stai pe gânduri. Păi, deocamdată s-a schimbat sistemul și jucăm un 4-2-3-1 cu 2 mijlocași centrali, deci mai jucăm cu 3 mijlocași și pentru acest sistem suntem acoperiți total. Sigur că l-așteptăm pe Vraneș, care poate juca în locul lui Renan. Este stângaci, este un jucător cu calitate puțin mai ofensiv decât Renan. Dacă își va reveni fizic Vraneș și va fi apt de joc în 2-3 săptămâni, probabil că o să jucăm iar alternativ 4-3-3 cu 4-2-3-1. Cetățenia lui Cadu? Cetățenia lui Cadu încă durează. Sunt multe formalități la noi și încă durează. Poate spre la, până la terminarea campionatului să o primească. Deocamdată nu. Stadionul e pregătit? Stadionul e pregătit, dar noi nu am. Am zis să nu curețe zăpada pentru că zăpada face bine, iarba stă și nisipul pe care, în care e cultivată iarba nu îngheață sub zăpadă și o să îl curățăm săptămâna viitoare. De meciul din seara asta cu Steaua, ce ne spuneți? Păi, oricum nu pot să vorbesc despre Twente și n-am de ce să țin cu Twente, clar asta, și m-aș bucura să câștige Steaua pentru că ar face și puncte pentru viitoarele participări și, sigur, e o echipă românească și nu pot să o ții cu Twente. Nu cred că cineva din România ține cu Twente, doar dacă ar fi ceva olandești prin România. Credeți că olandezii să aibă ceva probleme datorită frigului? Sau? Nu cred că nici la ei nu e foarte cald și, și ei au jucat în frig și s-au antrenat și în zăpadă și în Olanda mai ninge. Nu cred că asta va face diferența. Ultima întrebare, v-ați sărbătorit acum în cantonamentul din Antalya? Ce ați primit? Cadou nu am primit, că totdeauna am impus să nu mi se facă niciun cadou. Ce am primit a fost o sticlă mare de șampanie și un tort. Asta a fost cadou. Și sigur că am băut un par de vin cu băieții și atât. În cantonament nu poți să faci petreceri și chefuri. Nu de asta am fost acolo. Și pur și simplu a fost o masă obișnuită la hotel, o cină. În plus ce a fost tortul și că s-a băut un par de șampanie și un par de vin. Bătălia la titlu, cum o vedeți? Bătălia la titlu, grea, foarte grea. În primul rând, suntem echipele de pe podium care contăm, în ordinea în care este podium acum, adică Dinamo, noi și Rapidul, dar sigur, foarte tare pot să vină din urmă și Steaua, Vasluiul și chiar și Oțelul Galați. Va fi o luptă, a început în 6 și după aceea Sita va cerne. Eu sper ca noi să nu începem cu pași greșiți, să jucăm bine și să facem puncte în primele partide, mai multe ca în tur, și să reușim să ajungem pe locul întâi după primele 4-5 etape. Urmează ceva transferul? Sau? Nu, transferul nu urmează, nici plecări de jucători în mod normal. Avem un lot cu 22 de jucători de câmp și 3 portari.
Jorge Costa a vrut numai 21 de jucători, oricum încă avem unul în plus, deci nu se pune problema să fie un alt jucător.